Numele meu este Trașcu Cătălin. Lucrez în cadrul companiei de 8 ani de zile. Îmi place activitatea pe care o desfășor la Rod Bun. Pot spune despre mine că sunt un tip matinal. Îmi încep activitatea foarte de dimineață. În timp ce îmi savurez cafeaua, mă uit pe e-mail, îmi citesc agenda, ceea ce am de făcut pe parcursul zilei și în jur de 7:30-8, în funcție de distanța la care mă duc, plec de acasă. O zi de muncă normală înseamnă între 5 și 8 vizite la fermierii mei, unde discut cu ei diverse probleme pe care le au la momentul stadiului vegetativ. Dacă este vorba de toamnă, discutăm de cultura de grâu, ori triticale, unde noi suntem producători. Dacă este vorba de toamnă, în campania de early sales, discutăm de vânzarea de porumb, floarea soarelui, lucernă și alte plante care se seamănă în primăvară. O, să trăiți, domnul Radu, ce faceți? Salut, domnul Trașcă. V-am găsit la treabă? Datorie, controlez porumbul. Arată foarte bine porumbul. Fiecare zi am trecut, am observat că cât de cât nu mai sunt bureni. Când ajung la fermieri, în primul rând discutăm diverse chestii, îmi spun ei ce probleme au, cam de ce ar mai avea nevoie. Mergem în câmp, observăm cum este câmpul și luăm la fața locului decizia potrivită, dacă este nevoie să mai dăm cu ceva, dacă, nu știu, orice este nevoie. Doza este de 3-5 litri la hectar. Cât ați aplicat dumneavoastră, domnul Radu? Eu am aplicat 4 litri la hectar. Deci ați mers undeva pe medie. Da. Se văd rezultatele. Chiar se văd. Eu cred că se observă cu ochiul liber. Da. E verde, e... Porumbul este verde, corect. Vigoros, e... Așa este. Pe domnul Radu l-am cunoscut acum 8 ani de zile și din acel moment am legat o prietenie. Marele avantaj este că are ferma în Gârbovi, unde noi am avut depozitul, avem în continuare depozitul și îmi este foarte ușor să fiu prompt pentru dânsul. În fiecare an am crescut ponderea de vânzări la domnul Radu, au contat atât sfaturile mele, consultanța pe care eu ofer în câmp, cât și produsele noastre și rapiditatea cu care le-am livrat. Iar în momentul acesta, el ia 100% marfă doar de la Rod Bun, atât pesticide, cât și îngrășăminte și sămânță. Din partea mea îl văd un om foarte serios, punctual, ce spune, face, exact ce ne propune, exact aceeași lucrurile și face. Eu sunt mulțumit de dânsul. E un om foarte inteligent, tot timpul caută să se documenteze, să specializeze și mai mult, că tot timpul apar lucruri noi. Calitatea principală a unui om de vânzări o reprezintă, să spun, perseverența, să nu se dea bătut la primul refuz, pentru că în vânzări sunt destul de multe refuzuri, să știe să accepte atunci când nu poate vinde undeva și în anul următor poate deschide o relație cu acel om fără niciun fel de probleme. Altă calitate pe care trebuie să aibă foarte multă răbdare și nu numai răbdare, răbdare cumulată cu bun simț. Jobul tău este să empatizezi cu oamenii. Uitați sămânța, de aici a plecat. Da. De aici a plecat viața. Miroase chiar foarte frumos pământul. Astea sunt toate rădăcinuțele lui rămase acolo. Cenozium foarte... Uitați. Negru. Negru. Am deja 8 ani de zile de când sunt la Rod Bun, nu am simțit când au trecut acești 8 ani, mă simt ca într-o familie. Ce-mi place la Rod Bun este faptul că eu nu simt că muncesc,
fac totul cu plăcere, iar dinamica jobului nu îmi dă voie să mă plictisez niciodată. Facem o muncă de calitate, am crescut, odată cu compania am crescut și noi. Compania investește în traininguri de formare a angajaților. Practic pot spune că m-am dezvoltat uman cât și profesional la rod bun. M-am dezvoltat odată cu compania.